Mehedințenii au ieșit în stradă ieri seară, nemulțumiți de restricțiile impuse de autorități în timpul pandemiei de COVID-19. Mitingurile s-au prelungit până târziu noapte, iar forțele de ordine au avut serios de lucru pentru că s-au înregistrat și acte de violență. Situația a devenit haotică ieri noapte în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Sute de protestatari au scandat împotriva guvernului și a lui Arafat. De asemenea, actele de violență și injuriile asupra forțelor de ordine prezente nu au întârziat să apară. În jurul orei 23, doi protestatari furioși, care instigau ceilalți participanți să nu respecte recomandările jandarmilor, au fost identificați și audiați. Pe timpul desfășurării de protest, jandarmii mehedințeni au aplicat un număr de 17 sancțiuni contravenționale în valoare de 14.200 de lei. În jurul manifestației publice, echipele de dialog ale jandarmeriei mehedințe au adus la cunoștința participanților prevederile legale în vigoare, precum și consecințele legale ale nerespectării acestora. Cu toate acestea, în jurul orelor 23, doi protestatari au exercitat acte de agresiune împotriva jandarmilor, împiedicându-i să-și exercite atribuțiile de serviciu, instigând ceilalți participanți să nu respecte recomandările forțelor de ordine. Jandarmii au acționat pentru stabilirea identității celor două persoane, fiind necesară folosirea forței pentru conducerea acestora la sediul poliției în vederea dispunerii măsurilor legale. Cele două persoane au fost sancționate contravențional cu o amendă în valoare de 3.000 de lei, conform prevederilor legii numărul 61/1999, republicată. Pe timpul desfășurării acțiunii de protest, jandarmii au aplicat un număr de 17 sancțiuni contravenționale în cuantum de 14.200 de lei pentru nerespectarea prevederilor legii 60/1990 și legii 55/2020. În continuare vom analiza imaginile operative pentru identificarea și sancționarea tuturor persoanelor care au încălcat legea. Forțele de ordine au declarat că manifestarea de protest de ieri nu a fost supusă avizării conform prevederilor legale, aceasta fiind organizată prin intermediul rețelelor de socializare, fără a exista un organizator la nivelul municipiului Drobeta-Turnu-Severin.